Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Ca să se poată odihni copiii mai bine, pentru că a tot fost cald zilele trecute și noi tot ziceam că poate copiii nu se odihnesc noaptea din cauza că e cald. Vă e cald noaptea? Că nu putem nici de dezvoliți, nici omberii. Nici dezvoliți. Am adus o saltea mare de sus. Am pus o lenjerie și le-am adus copilașilor perne, plapume și toate cele necesare. Bineînțeles, au sărit și au țopăit pe ele de numai. Ca să vedem dacă o să fie mai bine diseară, la noapte, dacă o să putem să dormim. Că, într-adevăr, și pentru noi este destul de cald sus. Dar nu doar că este cald, problema e că dimineața când e răcoare și putem să dormim mai bine și să ne odihnim, încep să lucreze și atunci automat trebuie să închidem geamurile, că e o gălăgie foarte mare. Nu putem să lăsăm geamurile deschise. Și trebuie să închidem geamurile și atunci se face foarte, foarte cald. Și nu mai putem, adică și deja încep să lucreze, au avut zile în care au început și înainte de 6, la 6 fără. Scuze. Nu-i nimic. Unde poți să o bagă mami? Unde poți să o bagă mami? Deci eu înțeleg că vor să profite de ziua cât mai lungă și să termine cât mai repede, dar să te apuci de la bucănit la 6 fără 10, asta nu prea mai pot să înțeleg. În fine, asta este. Și uite cât se descarcă. Gata, acum se încarcă. O să vedem dacă o să fie mai bine. Dacă dormim jos, automat o să fie mai răcoare. Și nici nu trebuie să deschidem geamurile și atunci poate nu ne deranjează prea tare gălăgia pe care o fac oamenii de afară. Și un alt lucru pe care trebuie să încep să-l fac este să pregătesc blaturile pentru tort. Pentru că mâine vom merge la mama ei să o sărbătorim, că este ziua ei. Am mai sărbătorit-o noi așa și prin Germania când mai venea și ne vizita și reușeam așa cumva să programăm vizita ei în Germania, să se nimerească de ziua ei. Nu știu, de vreo două ori, oare două, trei ori, nu mai țin minte. Dar în orice caz, a venit și în Germania de ziua ei, dar e pentru prima dată așa de când sunt copilașii să, că o sărbătorim pe mama ei în România. Poți să-i vrei să fac salată? Ia și papă. Și atunci să pregătesc, pot să fac direct de acolo, că nu mai e așa multă, să pregătesc blaturile pentru tort. După care Florin mai trebuie să-mi ia câteva ingrediente, dar atât am stat și m-am gândit ce fel de tort să fac. Că fiind vară, fiind cald și așa, nu știu, parcă nu prea mai intră prăjiturile astea așa prea cremoase, prea... cred că o să fac totuși ceva așa cu zmeură, să fie ceva mai acrișor, mai ușor de mâncat, dar în orice caz, până merge Florin la cumpărături, o să îmi pregătesc blaturile ca să aibă timp să se răcească și... După aia îl fac mai încolo și băieții sunt afară. Daniel se joacă aici la masă, afară. Își aliniază acolo mașinuțele. Și pe Felix l-am văzut pe trambulină. Dacă nu mă lasă pe mine, dar le lasă pe Felix. Păi cred că de-aia nu te lasă pe tine ca să nu-l dărâm pe Felix. Dar nu, că nici Felix nu mai e în trambulină. S-a dat jos. Eu nu am putut să-l apătim cu el pe trambulină. Păi da, dar el e mai mic și el cade când tu sari. Și dar se supără. Dar nu pentru asta, mă... Da, uite, acum dacă vrei termin de păpat salata și poți să te duci afară. Bine. Și nu mai trebuie să te superi. E până să fie cine vrea să fie tu. Că acum ce faci aici? Te cred. E sigur? Da. Ia-te, Luca! Ai rămas cu fundul în pălit. Mami, e păcat. Te ajut. Da. Nu, mâina. Nu merge. Vrea să vedem, poți singur să ieși de acolo? Dă mâna. Eu îl tag, dar el nu ajută. Vă dau mâinile, ce? Aglumit, așa? Nu, ce-ai?
Dar vedeți că s-a băgat Felix acolo, să nu săriți pe el. Încerc, dar o să fie foarte greu. Păi sare în altă parte, dă-te jos și sare de pe partea aia. Da, dar de pe partea aia nu e așa sus. Da, acum ce să fac? Bună, Fefi! Tati! Ceva? Ce? Dați-vă la pată să nu vă dau tom, tom, tom. Dă-te, Felix! Suntem aici o vede picioarele! Felix, dă-te la o parte! Atunci vede picioarele, ți-ai? Da. Dar nu pot cum să... Ai ghicit? Să aduc pe tip, încerc. Felix! Dar Felix, trebuie să te dai de tot! Deci n-am... Dă-te ca să nu sară pe tine, Melissa. Nu, am poți. Hai, ridică-te de acolo, că nu-ți trebuie ajutor. Te fac doar o gumă, ți-ai? Eu nu am fost o gumă. Nu, la tine n-a fost gumă? Nu, nu m-a fost o... Hai, hai, salut, se continuă filmulețul. Ne-am trezit. Bine, imaginele pe care le-ați văzut erau de la somnul de prânz, dar și noaptea tot aici am dormit. A fost ok până pe la vreo 5 și ceva. Bine, oricum am trezit de mai multe ori să mă uit la ei, nu știu, parcă n-am putut să dorm atât de liniștită, dar așa mă trezeam un pic, mă uitam la ei și dormeam mai departe, adică totuși a fost ok. Doar că după 5 s-a trezit Felix, a venit la mine, i-am dat apă, după care am mers la bucătărie, mi-a arătat că ar fi vrut să mănânce, dar nu cred că era foame, pur și simplu dacă și-a dat seama că e în bucătărie, ok, hai să și mănânc. Și i-am explicat eu că încă e noapte, că la ora asta nu se mănâncă, că mai trebuie să dormim. Și dacă Felix a plecat, că el dormea în mijloc între Daniel și Melissa, Daniel, bineînțeles, s-a mai întins, s-a mai plăcințit și a ajuns cumva pe locul lui Felix. Și atunci l-am pus pe Felix înapoi în locul lui Daniel. Să fie mai aproape de mine, să-l mângă, îi zic să adoarmă. Și când se adoarmă Felix, se trezește Daniel și își dă seama că Felix este în locul lui și a început să se supere. Și... ca să nu trezească pe toată lumea, am zis, hai mami că te las să dormi în locul meu. Și atunci și-a trecut supărarea, a venit și s-a culcat lângă mine acolo pe bucățica aia de canapea. Doar că și Felix ar fi vrut și până la urmă eram cu amândoi acolo grămadă, nu mai aveam loc și la un moment dat după ce a dormit Daniel am coborât cu Felix pe saltea și am dormit cât de cât bine, doar că... Totuși e cam scurtă salteaua și picioarele mele erau mai mult pe jos. Dar, până la urmă, a fost ok, ne-am odihnit, oricum a fost un pic mai răcoare, așa-i? Foarte bine. Și afară nu prea e răcoare acum. Și chestia, avantajul a fost că fiind copiii la grămadă, așa nu au mai venit seara să ne deranjeze, să plece, să uite, așa. Erau acolo, s-au uitat, ne-au văzut, au băgat la loc somn. Bine, Felix a cam venit și s-a tot cocoțat pe mine când era pe o mână, când pe mâna cealaltă, așa tot să-l țină în brațe, grămadă pe mine, adică s-a cam urcat el, că dacă dormea Daniel lângă mine, Felix nu mai avea loc lângă mine și atunci se tot urca pe mine și la un moment dat nu mai puteam de cald. În fine, și acum
Avem aici tortul pregătit să mergem la mamaie. Nu este decorat încă, este doar învelit în cremă de ciocolată. Și am pus dedesubt, acolo ce se vede albastru, sunt niște acumulatori din aceea de congelator. Și sper să ajungem cu bine la mamaie, pentru că este destul de cald afară și o să facem ceva. Și sper să fie ok. Și oricum, ține-l acolo așa. Oricum, o să ne oprim să luăm și niște floricele și poate găsesc astăzi meura, că ieri n-am găsit florin și atunci am pus în interior. Sper că am luat tot. Am pus în interior banane și am făcut cremă de ciocolată, dar dacă aș găsi, aș lua și niște zmeură să îl decorez la suprafață. Și sper tare mult că am luat tot ce era de luat. Mă, nu-ți băga sabia, mă! Apa aia e pentru păsărele. E apă pentru păsărele, uite, și mălai pentru păsărele. Da. Pune mizerie în apă. Pune și acidul tău. Stella, nu te văd bine acolo. Și acum, ai fost înjunghiat. Acum, și tu ai fost înjunghiat. Nu dacă așa, Și toate paharele la rând, nu mică. Toate paharele? Hai să mergem să schimbăm băiatul. Hai să schimbăm băiatul. Mâlii s-au luat și pe mama e acolo ca să stea așa frumos. Vreți să punem invers, să punem 36? E mi indiferent că tot aia o am. Nu vreau să rămână așa prima oară. Ce zici, mamai? Să dăm foc, nu? Să suflăm mai mult. Nu vrei cu 36? Da. Hai să dau perișorul ăsta de mult. Haideți, mamai. Stai, mamai, că eu iau. Emily, stai să te țină mamai în brațe. Nu suflă, da. Mamai e suflă, da? Dacă iar se supără, că i-am zis la bucătărie, zic, e tot cum nu așa. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți ani. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mama să trăiască, mama să trăiască, la mulți ani. Felix, vină cu coace, vină pe partea asta. Haide. Vină că sunt eu suflă de acolo. Mama, suflă și pune să dorim. Nu mai mai e, mama e. Toată lumea. Hai, mama. 1, 2, 3 și... Bravo! Mai prindem o dată și pentru Daniel. Hai, încă o dată și pentru Daniel. Hai, Daniel. Hai. Și o dată și pentru Melissa. Hai. Haideți. Hai. E bun. Eu nu stau cu nimic. Hai Daniel. Tare Daniel, tare. Bravo. Bravo. Bravo, bravo Daniel. Melissa. Hai Melissa tu. Hai, tare mamaie. Bravo. Bravo Melissa. Hai și pentru hai Felix. Hai și Felix. Hai și Felix, dar trebuie să scoți Suzeta. Să pregătiți, aici cuvântate. Tare, mamaie, tare! Tare, tare, tare! Mai! Încă o dată. Nu ești să stingă, le stingă până. Bravo! Ține drauz, apoi mireasă la dragul pe șoseaua Ștefan. Am ajuns acasă și am găsit o broască mare. Hop! Gata, s-a ascuns Lazo, că s-a speriat, cred că ea s-a speriat mai tare decât noi. Opa, Bucu, să mai vină și altă dată. Să mai vină și altă dată? Da. Să se ducă la casa ei mai bine.
Ce cauți acolo, Daniel? Cred că s-ar putea să mai fie broscuțe și în iarbă, probabil. Ce-ai lăsat aici, ția? Ți-ai lăsat aici o grămadă de jucărioare, le-ai lăsat în apă și să nu ruginească. Unde mai e bucuța? Nu știu unde e bucuța. Ai călcat pe broască? Nu. Sigur n-ai călcat pe broască? Nu. Bine atunci. Da, mică ia bani, vezi? Dacă doar îl iau la pupiciu, atunci e tot mică. Am înțeles. Atunci unde poate? Hai să mergem în casă. Nu știu unde ți-ai lăsat mașinuța, dar o cauți mâine pe lumină. Uite și aici în iarbă mai sunt niște mașinuțe. Dar nu cred că pe alea le cauți. Ce facem aici un alt loc e? Mămică, cum? Păi cum? Păi da, mai multă lumină de atâta nu avem. Asta e toată lumina de aici. Asta nu arde, cine știe ce aia luminează bine, dar asta e cam de decor. Hai să mergem în casă, puiule, și mai căutăm mâine pe lumină. Oricum nu ne mai jucăm în seara asta, ne băgăm la somn. Haide! Că a fost o zi lungă la mamaie. Promit că mâine dimineață te ajut să o căutăm. Da? Bine. Hai să mergem să ne pregătim de... Nu fie aici, doamna. Nu fie băiat. Atunci să fie o mucă băiat. Nu o să fie nicio muscă pe ea. Trebuie să ai grijă data viitoare unde o lași și o să o găsești. Hai. Intri în casă și te descalzi în casă, da? Da, mai bine aici. Mai bine în casă, ca să nu intri în țar și muște. Fugim repede înăuntru, da? 1, 2, 3 și... Hai, fuga! Și ne descălțăm aici. Sunteți obosiți. Deși ne-a dat, trebuie să vă schimbați în pijamale și să spălăm dinții, neapărat. Da, tati! Da? Am stat mult. Hai, mergi tu prima cu mine, repede? Da. Te spăl pe dinți? Hai. Atunci poți să te baci prima la somn, așa e.